Bună seara, dragi telespectatori, spunem bună seara invitatului de astăzi, domnul Vasile Popeangă, membru al Biroului Permanent Județean al PNL Gorj. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație și aș vrea să urez mult succes acestui post de televiziune, mulți ani de activitate și să fie niște ani ironici. Mulțumim frumos, să sperăm că vom avea subiecte extrem de interesante pe placul telespectatorilor și totodată vom monitoriza activitățile de tot felul ale instituțiilor publice, problemele cetățenilor din acest județ și nu numai. Domnule Popeangă, vă aflați în studioul nostru ca reprezentant al Partidului Național Liberal și aș dori să vă întreb pentru început despre această politică a schimbării. Mai este de actualitate? Ce se mai întâmplă în această perioadă? Da, sigur, este firesc să, atunci când se schimbă guvernarea, pentru că așa este legislația în România, să fie schimbări și la nivel central și la nivelul instituțiilor descentralizate. Eu, sincer, ca să nu mai fac alte comentarii sau înainte de a face alte comentarii, aș vrea să spun că îmi doresc din tot sufletul ca după alegerile parlamentare, noua guvernare, să depolitizeze instituțiile, de exemplu, la nivel central, de la nivelul secretarilor de stat în jos, iar la nivel județean să fie depolitizate toate instituțiile, pentru că trebuie să intrăm și noi într-o eră normală și mai mult trebuie într-adevăr să ducem la îndeplinire sloganul președintelui o Românie normală. Păi vedeți, mai suntem noi normali. Vedeți ce se întâmplă? Din punct de vedere al funcționării instituțiilor, sigur, am văzut foarte multe comentarii, românii sunt, din punctul ăsta de vedere, adepții schimbărilor, adepții normalității, deci nu cred că vor fi piedici. Este firesc ca, având în vedere legislația, atunci când se schimbă guvernul, să fie schimbări inclusiv la nivelul secretarilor de stat, la nivelul miniștrilor și de la ei în jos. Mie mi-a plăcut, dacă vreți, poziția prefectului de Mureș, pe care îl și cunosc, am fost coleg două legislaturi cu el în Parlament, Mircea Dușa, care a spus în mod normal, domnule, s-a schimbat guvernarea, eu înțeleg necesitatea să-mi depun sau nevoia să-mi depun demisia, pentru că evident nu pot să fac politica unui guvern, poate cu care nu sunt de acord, având în vedere că partidul meu este în opoziție. Bun, dar aceste demisii de onoare despre care vorbiți dumneavoastră acum sunt rare. Corect. Aproape inexistente. Bine, aici sigur că ține, dacă vreți, de faptul că acei oameni care sunt numiți pe funcții au și o profesie și nu sunt ținuți pe funcții numai de partid. Pentru că eu vreau să vă spun o chestiune. Da, dumneavoastră știți că am participat împreună la destul de multe dezbateri televizate și vă amintiți, domnule Popeangă, când discutam despre acele numiri pe posturi doar dacă aveai carnetul de partid. Adică ar fi păcat să ne reîntoarcem la acele vremuri și să se întâmple același lucru. Numai că ne tot dorim această schimbare de foarte mult timp. Dar corect, nu se întâmplă. Deocamdată suntem în această situație, orice am vrea să spunem. Asta este. În situația aceasta suntem. În momentul în care se va emite o legislație, va fi aprobată o legislație care să depolitizeze instituțiile statului, atunci evident că nu vor mai fi. Dar de ce nu s-a întâmplat acest lucru? Dumneavoastră ați fost... Pentru că n-a fost, pentru că n-a existat voință politică, doamne. E foarte simplu. N-a existat voință politică. Au fost presiuni de jos până sus. Dumneavoastră, vă dați seama la nivelul organizațiilor, da? Da. Organizațiilor județene, dacă nu își puneau oamenii pe care îi foloseau. Da? În campanii electorale îi foloseau diverse activități. S-a pus omul potrivit la locul potrivit. Asta și acest lucru... Știți de ce? Știți de ce? Pentru că la noi, în România, partidele nu au politică de cadre.
Eu întâmplător am cunoscut ce se întâmplă în unele partide din unele țări ale Uniunii Europene. Păi vreau să vă spun că acolo sunt niște criterii foarte clare, domnule. Nu poate să ajungă un candidat, de exemplu, la primar, dacă n-a fost cel puțin o legislatură consilier. Nu poate să-l pună să candideze. Nu poate să pună pe cineva dacă nu este din domeniul respectiv, pentru că la ei e un principiu foarte clar. Nu te acceptă. Că dacă nu vii din domeniu, nu te acceptă cei din domeniul respectiv. Adică, cu alte cuvinte, râd de tine. Știți? Când te duci acolo și încerci. Și nouă, de ce ne place lucrul acesta? Ați văzut și dumneavoastră. Nimeni, când mergeți pe stradă, niciodată, niciun român nu este de acord cu șpaga. Niciun dar dă șpagă. Niciun român nu este de acord cu tot ce se întâmplă în scena politică, dar totuși acceptă tacit. Nimeni nu vrea să dea mită, dar totuși. Eu vreau să vă spun totuși că acum acceptă. Eu vreau să vă spun că după aceste rânduri de alegeri europarlamentare și prezidențiale, vreau să vă spun că să știți că electoratul s-a schimbat. A început să fie informat. A început să fie informat și votează în cunoștință de cauză. Și veți vedea și la alegerile locale ce surprize vor fi, veți vedea și la alegerile parlamentare. Sincer, dacă formațiunile politice vor înțelege că este nevoie de profesionalism, de oameni care să fie recunoscuți, de oameni care să fie apreciați acolo unde ei sunt numiți. Păi bun, dar o parte din acești oameni îi regăsim în permanență, fie că este vorba de PNL, fie că este vorba de PMP, fie că este vorba de PSD. Schimbă partidul până la urmă și rămân pe aceeași funcție. Bun, eu din câte am înțeles, există această idee lansată de la vârful partidului, de la premierul Orban, ca să nu fie acceptați pe funcții oameni care au fost în PSD. Păi care de au ce? Fost menținuți, cel puțin așa a fost lansată această idee. Dumneavoastră ați făcut parte din Partidul Social Democrat. Da. Bun. Care... Ce înseamnă acest lucru? Că nu ați fost competent, că nu ați fost o persoană potrivită, la locul potrivit? Încă o dată. Cel puțin la noi în județul Gorj sunteți cunoscut ca un adevărat profesionist. Și nu vorbesc de cariera încă politică. Încă o dată. Eu vreau să vă spun o chestiune. Pe mine m-au determinat alte lucruri să fac acest pas și mă bucur că din ce în ce mai mulți din județ, unii care n-au fost de acord la momentul respectiv, acum s-au convins ce li s-a întâmplat și lor, da? Și mi-au dat dreptate. Deci, încă o dată, pentru că nu este acest criteriu al profesionalismului, n-a fost aplicat acest criteriu, mie să nu-mi spună de examene și de toate chestiunile, sigur, au mai fost și perioade când ele au fost ținute așa cum trebuie, pentru că se introdusese sistemul de alegeri prin calculator. Și era foarte greu să spui o grupă de subiecte pe care le dai. Pentru că dimineața se ducea acolo la calculator și alegea, dar îți dădea, sigur, tematica cu subiectele respective. Dar, repet încă o dată, aceasta este legislația, ea trebuie respectată și trebuie înțeleasă. Dom'le, nu poți, încă o dată, nu poți dacă ai avut o susținere politică. Asta este, trebuie să te obișnuiești. Eu am trecut prin aceste chestiuni. Eu, de exemplu, am fost schimbat de la finanțe în condițiile în care eu n-am fost numit politic. Eu am dat examen. Deci n-am avut o susținere politică și am fost schimbat, am înțeles. Dom'le, s-a schimbat... Înțeles că nu sunt de singur, mai sunt și socialdemocrați care, deși erau în forurile de conducere a partidului și tot au fost schimbați. Că se plângeau pe aici, pe la noi, prin studio. Mă rog, eu vreau să vă spun, deci, dar n-am fost numit politic. Eu nu cred că se plângeau unii care au fost numiți politici. Politic. Ba da. Mă rog, probabil că n-au respectat condițiile. Asta e o altă chestiune și mai nou se pare că așa se lucrează. Dar
Repet încă o dată, trebuie înțeleasă, nu trebuie făcut un capăt de țară. Repet încă o dată și am spus-o și când mi-a luat atunci interviu, mi-aduc în 1996, am spus, domnule, nimeni nu-i de înlocuit. Ca să fim foarte clari. Văd pe unii care cred că ei sunt acolo alfa și omega în cadrul instituției respective, în cadrul departamentului sau în cadrul ministerului. Nu, domnule, nimeni nu e de înlocuit, să știți. Sunt atâtea rezerve de cadre în cadrul și ministerelor și în cadrul instituțiilor descentralizate care pot oricând să ia locul, încât nu trebuie să se plângă cineva de chestiunea asta. Aș vrea să discutăm despre instituțiile descentralizate. Să-mi spuneți dacă, din punctul nostru de vedere, ar fi benefice pentru cetățenii aceste schimbări. Ați făcut o evaluare a șefilor de instituții care se află acum la nivelul județului Gorj? Aveți suficienți membri de partid care ar putea să preia frâiele acestor instituții? Doamne, eu, încă o dată, în cadrul biroului permanent județean, deocamdată nu s-a discutat despre numirile la descentralizate. Deci nu s-a pentru discutat că faceți blac cu PSD-ul? Nu. Haideți să vă explic. Explicați. Pentru că domnul președinte Dan Vulceanu a spus foarte clar la nivel central, pentru că există o alianță. Ați văzut și partidele PMP-ul, ALDE și UDMR-ul și celelalte partide, sigur că au avut în negocierile pe care le-au purtat cu președintele și premierul Orban, au avut niște pretenții. Ne-a spus președintele Dan Vulceanu că, scuzați-mă, domnul prim-ministru n-a discutat cu partidele respective modul de repartizare a descentralizatorilor. Este firesc când ești într-o coaliție să dai la partidele respective și secretar de stat, și prefect, și subprefect, și în descentralizate. Asta este guvernarea atunci când sunt foarte mulți. Deci, în momentul în care se va stabili, sigur că la nivelul organizației județene vor fi făcute propuneri. Se va întâmpla acest lucru înainte de anul viitor, de alegerile locale? Se va întâmpla după aceea sau niciodată? Eu sper să se întâmple foarte repede. Eu sper să se întâmple foarte repede, chiar până la sfârșitul anului sau până la sfârșitul, cel mai târziu, până la sfârșitul lunii ianuarie. Cel puțin din ce am văzut astăzi. Revin la întrebare, există aceste persoane? Bun, noastră... Sigur, orice formațiune politică are rezerve de și are oricând propuneri ca să înlocuiască pe șefii din descentralizate. Nu-i niciun fel de problemă. Noi avem în birou permanent județean, de la profesori, inginerii, deci nu se pune problema să nu fie cadre pentru instituțiile descentralizate. S-a tot discutat în spațiul public despre tăieri de salarii, despre datul afară al bugetarilor, despre apocalipsă. Am văzut, doamnă. Sigur că probabil că se va vorbi despre aceste lucruri, de exemplu despre tăieri de salarii, nu o să se mai vorbească după ce se aplică majorările de salarii conform legii salarizării de la 1 ianuarie. Și atunci nu se mai poate să zică, sau probabil dacă o mai fi niște prevederi în etapa a doua în anul 2020, o să spună că nu o să se mai dea majorările respective. Despre majorarea punctului de pensie sunt absolut convins că o să se vorbească până în luna august. De ce spuneți acest lucru? Păi așa trebuie să facă cei din opoziție, așa credei că... Dar probabil că odată cu aprobarea bugetului pe 2020, când vor analiza bugetul asigurărilor sociale și vor vedea că există bani pentru pensii, nu se mai poate să zică. Atunci fii cu argumentul foarte clar. Există bani sau nu există? Este acesta un buget realizat de către socialdemocrați în neconcordanță cu cifrele reale? Păi nu, noi nu discutăm de 2019. Noi discutăm de proiectul pe 2020 cu care va veni Partidul Național Liberal. Ăla vom vedea. Dacă vor fi prevederi pentru majorarea punctului de pensie, este clar, nu mai poate să zică nimeni nimic.
De asemenea, dacă vor fi bani pentru majorările de salarii, iar la fel nu... Ați spus un cuvânt magic, dacă. Dar dacă nu? Nu, vor fi bani, este clară treaba asta. Și spus chestiunea asta, doamna, haide să înțelegem și să înțeleagă și telespectatorii. Orice buget se face, se întocmește, proiectul de buget, pe prevederile actelor normative în vigoare. Ori, legea salarizării este în vigoare, legea pensiilor este în vigoare. Nu poți să te duci cu un proiect de buget să nu ții cont de aceste prevedere ale actelor normative. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt absolut convins că vor fi aceste prevederi prinse în bugetul pe 2020. În ceea ce privește reducerile, văd că disponibilizările, văd că sunt foarte multe comentarii. Eu vreau să spun un lucru foarte clar. Din 26 de ministere, sunt 16. Dom'le, aceste ministere fiind desființate, este firesc să dispară inclusiv funcții de conducere, da? de la secretar de stat, ministru, secretar de stat, directorii de direcții, șef de cabinete, de funcționari pe la cabinetele respective. Nu este firesc să... Fiindcă fiecare minister acum o să vină cu o structură organizatorică. Dar nu e problemă că sunt atâtea locuri în privat. Ați văzut cum se vaită companiile. Deci nu cred că ar fi sigur că nu mai sunt posturile acelea călduțe pentru unii și alții care făceau parte... Păi și cei care vor pleca, care vor fi criteriile? Doar că au simpatizat Partidul Social Democrat? Nu vor fi deloc, vor fi evaluați, nu vă supărați. Vor fi evaluați. Vreți să vă spun o chestiune, stimată doamnă? În bugetar, întotdeauna orice lucrător, de la director, în jos, trebuie să aibă o fișă a postului. Eu pun pariu cu dumneavoastră și o să vedeți, o să constate chestiunile astea, că sunt foarte mulți angajați, mai ales în aparatul central, care n-au avut o fișă a postului, nu știau cu ce se ocupă. O fișă a postului care, sigur, să îți demonstreze că tu ai o activitate pe toată luna. Și atunci, iertați-mă, când îi face evaluarea și îl întreabă, uite, tu ce ai făcut, mă? Ești angajat de 3 ani acolo, poate el nu știe cu ce s-a ocupat pe acolo, că avea alte obligații din astea administrativ-teritoriale, știți? Păi, ca de exemplu? Păi, și atunci... Acum, dumneavoastră, doar n-ați vrea toată lumea care este păi angajată nu, să... Păi nu, dacă ai pretenție, doamna, încă o dată, așa. Eu am fost conducător de instituție. Aveam 640 și ceva de salariați, aproape 650. De la mine în jos toată lumea avea fișă, fișa postului. Și îl judeca, venea și te analiza, pe mine m-a analizat lunar, ministru. Mă înțelegeți? Asta este, s-a pierdut orice responsabilitate, nu mai e niciun fel de regulă, fiecare a angajat, a crescut statul de funcțiuni cum a vrut, pentru că trebuia să îl pună pe unul și pe altul și așa mai departe. Asta este. Și sigur că... Păi haosul acesta din instituții, eu cred că a fost agreat de către noi toți românii. Păi, nu doar de o parte. Stimate doamne, dar dumneavoastră știați, de exemplu, ce se întâmplă și cine sunt angajați pe la București? Păi de unde știu domnul Popeangă? Păi vedeți? Dumneavoastră îi cunoșteați? Păi nu, păi niciun lucru nu cunoșteam. În Parlament eu vreau să vă spun că apăreau niște surprize pe acolo, niște angajeri și întrebam și noi, domnule, cine a mai adus-o pe X? Păi știți, de pe la Baramureș. Cine a mai adus-o pe Y? Sau cine l-a mai adus pe, nu știu care, pe la comisii pe acolo? Oameni care, cum să spun, se uita la noi ca la... Deci asta este problema, dar n-aveai niciun fel. Dacă de omul sfințește locul și era omul potrivit la locul potrivit, da. De ce să nu fie adus pe de o parte, pe de altă parte? Da, dacă... era foarte... principiul ăsta înseamnă că știți ceva. Pe de altă parte... Știți ceva cu omul potrivit la locul potrivit. Pe de altă parte, haideți să-mi spuneți aici niște lucruri care să-i facă pe telespectatorii noștri
Așa? Să aibă încredere mai multă în politicieni. Da. Să ne gândim la viitorul copilor noștri, la viitorul copilor care sunt plecați dincolo și care cu siguranță că vor să se întoarcă în țară. Unii dintre ei, poate nu toți. Să ne gândim la cei copii, la nepoții dumneavoastră, la copiii mei, care, sincer să fiu, mi-aș dori să rămână în orașul Târgu Jiu, mi-aș dori să rămână în România, să facă ce le place. Eu, încă o dată, eu cred... Că schimbarea asta ei nu pot face, doar noi o putem face. Eu cred că conducerea centrală a partidului s-a angajat să facă niște lucruri. S-a angajat să respecte niște criterii. E un moment. Și eu vă spun, dumneavoastră, și o spun fără niciun fel de reținere. E un moment extrem de favorabil. Dacă ai anunțat niște criterii de la nivelul conducerii centrale a partidului, da? Și nu le respecti, electoratul va taxa. Eu vă spun, electoratul a început să fie foarte informat. Eu am făcut acum campanie în două localități care au făcut parte din colegiul meu și am rămas foarte surprins. S-a schimbat total electoratul de care l-aveam. Vorbiți de... Vorbesc de Dănești și de Cicleni. S-a schimbat electoratul, foarte informat, întrebau, știau niște lucruri. Încă o dată. Deci, dacă ne-am angajat în niște chestiuni și nu facem acele lucruri, și anume, profesioniști, să țină cont de integritate și așa mai departe, vom încălca niște reguli, vom fi taxați. Ca să fim foarte bineînțeleși. Vom fi taxați. Pentru că, încă o dată, cine și închipuie că oamenii, electoratul, nu știe niște lucruri despre cei care vor ocupa funcții de conducere, despre cei care vor candida, despre cei care sunt acum prin diverse instituții, se înșală. Vă spun la modul sincer, se înșală. Și atunci dai și posibilitatea partidelor, celorlalte partide, să te atace. Asta este problema. Eu am spus-o și o spun și la dumneavoastră în emisiune. Partidul Național Liberal acum are șanse, dacă respectă promisiunile pe care le-a făcut, nu sunt promisiuni complicate, are șanse să crească sau are șanse să scadă în ochii electoratului. Să ne înțelegem foarte clar și foarte deschis. Și eu cred că conducerea centrală și-a dat seama de acest lucru și va proceda în consecință. Dacă nu, repet, sunt toți cu ochii pe noi, vom fi supuși criticii, oamenii ne vor întreba. Asta este. Pe mine acest răspuns de asta este să știți că nu mă prea împacă și v-am explicat de ce, pentru că îmi doresc acei copii să rămână cu noi în țară. Eu stai să vedem ce fac. Și atunci asigur că după o perioadă, eu nu pot acum după o lună de zile că am văzut, văd niște discuții la niște oameni și pe la televiziunile centrale, pe unii din ei cunosc, mejenă, nu poți să fii așa vândut și manipulator, Dom'le, nu poți să cer la un partid care de o lună de zile și ce situație a găsit, da? Să poți să cer să facă niște minuni. Sunt niște lucruri care, sigur, anumite ministere au început să le facă și foarte bine. Trebuie să-i lăsăm și după aia să-i judecăm. Bă, dacă nu o să facă, vă repet, oamenii nu mai au răbdare. Ca să ne înțelegem foarte clar. Și vom fi taxați dacă nu vom face aceste lucruri. O spun foarte, foarte deschis și fără niciun fel de rezervă. Eu simt pulsul, să știți. Aș vrea să comentăm o declarație a fostului ministru Mihai Fifor, care spune așa, pe pagina de socializare, guvernul Orban aplică pas cu pas programul PDL, care a dus la tăierea de pensii și salarii în 2009. Da. Mai întâi au început să se împrumute neștire, apoi au aruncat cu miliarde de euro pe tot felul de investiții care nu sunt urgente sau pe returnări de TVA fără a verifica facturile, au anunțat înghețarea salariilor sau angajărilor din sectorul bugetar, iar acum vin cu o nouă măsură pe delistă preluată din programul de guvernare al lui Emil Boc, interzicerea cumului pensiei cu salariul din sistemul de stat. Bun, este extraordinar de interesantă și apoi eu îl cunosc bine pe Fifor. Fifor, dacă nu mai ajunge parlamentar sau nu prinde o funcție, nu știu ce meserie are.
Dacă vă uitați pe CV-ul lui, pe unde a lucrat el. Nu știu, n-aș vrea să-i port de grijă domnului Fifor. Nu, aș vrea să-i port de grijă mamei mele, copiilor mei, nu, care merg în instituții publice. Nu, dar el trebuie să vorbească, care habar n-are de niște chestiuni. Nu vedeți că vorbește numai la general. Numai la general vorbește acolo. Că el nu dă niște chestiuni concrete să spună. Dom'le, vreau să vă spun o chestiune. Cifrele astea, de exemplu, rambursările de TVA. Sunt clar, domnule, verificări făcute au fost centralizate la ANAF, la Ministerul de Finanțe, sunt 5 miliarde pe care trebuie să le dea, sunt neplătiți banii de 3, 4, 5 luni de zile, agenții economici, cum să... Sunt facturi pentru lucrări executate. Cine să... Ei voiau să închidă bugetul pe 2019 cu toate aceste lucruri, toate aceste plăți neefectuate. Mai duceau o parte din deficit în 2020, în 2020 mai rostogola, eu vă spun, era vai de capul guvernului care venea după alegerile, dacă erau alegerile parlamentare la anul în 2020, era vai de capul guvernului respectiv. Tot ce spune acolo este poezie. Sunt lucruri la general. Dar faptic ele trebuiau rezolvate. Păi dacă sunt acum, discutam cu un primar de aici, din Gorjule, dacă nu-i dau acum cheltuieli pentru salarii și cheltuieli de funcționare să-și plătească căldura, energia și asta, nu poate, domnule, nu le dă salariile acum în decembrie la lucrătorii primării. Și atunci ce de făcut? Cum se poate ieși din această situație criză? Cum? Se poate ieși foarte simplu. Foarte bine au hotărât să facă toate aceste plăți, să se ducă pe deficitul de 4, cât va ieși 3,4, da? Și să proiecteze în 2020 un buget pe 3,5, iar în 2021 să se încadeze în deficitul de 3% care ne este stabilit. Sunt lucrurile foarte simple. Iar în 2020 au două posibilități. Că toată lumea zice, dom'le, de unde vor veni veniturile? Sunt două posibilități foarte clare. Doamnă, noi colectăm 26% din PIB. Cea mai slabă colectare din toate țările Uniunii Europene. Până și bulgarii care au băgat sistemul de colectare al TVA-ului pe program, au un grad de colectare mult mai mare. Acolo, dacă un procent în plus peste 26 colectezi, înseamnă 2 miliarde 250 de mii de euro. Ce înseamnă dacă colectezi 2% sus? Și este foarte posibil. Sunt 5 miliarde de euro. A doua sursă sunt fondurile europene, doamnă, avem 7 miliarde de luat în exercițiu care se încheie acum în 2020-2021, care stau la Uniunea Europeană și nu le luăm. Dacă luăm fondurile și apoi vedem numai știri la televiziune că adică, banii, în loc să ajungă la investiții, ajung în buzunare. Nu se pot. Dacă ajung în buzunare, trebuie să răspundă. Eu nu cred că de-aia n-au luat, pentru că le e frică, astea sunt controlabile. Fondurile europene sunt controlabile și vedeți ce probleme au. Multe din țări. Și atunci decât să furăm de la Uniunea Europeană, mai bine ne furăm singur căciula. Aia e altceva. Bravo. Dar asta așa au dorit domniile lor, pentru că aici nu controlează nimeni. Controlează Curtea de Conturi, care ați văzut. Păi și atunci, din ce spuneți dumneavoastră, dacă nu controlează, atunci următorii care vin de cine ar face la fel? Că știți cum e, năravul din fire n-are lecuire, indiferent de cine vine. Eu nu cred că vor face la fel, pentru că acum s-a înființat și parchetul european, care exact asta controlează utilizarea fondurilor europene. Păi da, dar deocamdată România n-ar fi în spațiu Schengen, nu ne-am prea... Nu, păi ce treabă are cu spațiul păi Schengen? Păi nu știu, că se parchetul european nu vi se pare frumos așa să avem și mai mulți investitori din Uniunea Europeană, să eu ne mai luminăm? Eu vă spun, dacă o să, cât de cât, încă o dată, sunt niște măsuri care dacă le vor lua, eu sunt convins că vor veni investitori. Sunteți optimist? Eu sunt optimist, doamne, și vom întomi și foarte multe... Păi vreți să vă spun o chestiune. Acum discutam zilele trecute cu un primar care mi-a spus, dom'le, de când a venit ministrul nou la Ministerul Fondurilor Europene, mi-a deblocat două proiecte care stau de 8 luni de zile la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Dezvoltării. Da?
le-a dat drumul. E firesc, de ce să le ții? Pentru că era, mă rog, pe criterii din astea politice și nu trebuia să ia primarul respectiv. A dat drumul la o groază de proiecte acum. Păi, nu știu, nu Popeangă, că și dumneavoastră aveți destul de multă experiență în lumea aceasta a politicii și eu până acum n-am reușit să mă lămuresc de ce trebuie să ne furăm singur căciula. De ce dacă sunteți dumneavoastră PNL-ul la guvernare tăiați fondurile de la PSD? De ce când e PSD-ul taie fondurile de la PNL? De ce să nu ne facem toți țara prosperă? Că noi aici locuim până la pentru urmă. Pentru că cei de la PNL nu pot să ceri parandărât. Nu. Nu. Dumneavoastră, o să vedeți că e un dosar în curs acum cu Direcția de Drumuri de la Timișoara. O să vezi multe chestiuni din astea, grupuri din astea formate și o să înțelegeți de ce aceste fonduri păi nu știu, s-au că dat așa cu predilecție. Deschid... Nu, o să înțelegeți. Ascultați-mă ce vă spun eu. Se deschid ziarele dimineața, ați văzut că te sperii, parcă ai trăit într-o țară neguvernată. Asta este. Asta este. Păi dar nu e în regulă. Păi că nu e în regulă, e altceva. Magistrații ia-și pagă, medicii ia-și pagă, profesorii ia-și pagă, toată lumea ia-și pagă. Nimeni nu-și mai face datoria. Nu mai vrem să fim serioși. Știți care este problema? Uite, discutam acum vreo două luni de zile cu un român dintr-o comună din județul Gorj care lucra în Franța. Și mi-a povestit următoarea chestiune. Zice, domnule, acolo lupta împotriva marii corupții este foarte bine organizată și nu se atinge nimeni și a băgat frică în ei. Lupta cea mai mare acolo este cu mica corupție. Și mi-a povestit o chestiune, eu am rămas șocat. Avea în permisul lui de conducere, avea un port din ăla în care se ținea permisul de conducere și sub ăla, acolo în plasticul respectiv, avea o hârtie de 50 de euro. Pentru că nu știu ce i se întâmpla, se rupsese, trebuia să se ducă și o băgase acolo omul. Dom'le, l-a oprit poliția și a întins ăla. Când s-a uitat polițistul și a văzut acolo că e, a crezut că încearcă să-i dea mită. L-a luat și a stat vreo două ore să dea declarație la poliție. Deci acolo lupta cea mare împotriva micii corupții, că aia mare o stăpânesc, au pârghiile de luptat împotriva ei. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Cu mita acolo, cu mita acolo, cu mita acolo, toate astea, stimată doamnă, se adună. Iar dacă bagi oarecare teamă, se stopează fenomenul. Uitați legi, domnul Popeangă. Astea trebuie, de asta trebuie să instituțiile statului să-și facă datoria. Nu vă supărați. Cine nu-și face datoria? Nu știu. Pe cum nu știu? Instituțiile care trebuie să-și facă datoria și care au sarcini în domeniul ăsta. Ce trebuie să vă un spun? Un exemplu? Da, trebuie să-mi spuneți. Avem instituții care controlează toate lucrurile astea. Și avem de ce nu fac? De la toate instituțiile care au sarcini pe control. Toate, câte sunt, de la Curtea de Conturi până unde vreți dumneavoastră. Toate au sarcini, toate dau amenzi, mediu, protecție, ce mai vreți dumneavoastră. Pe da, domnul sanitar, veterinar. Dau amenzi, toată lumea dă amenzi, că ne-am învățat să dăm amenzi. Păi dacă nu respectă ce trebuie să respecte, eu vă spun o chestiune dincolo. În orice țară vreți dumneavoastră, dacă s-ar întâmpla ce au găsit ei prin marile magazine și dacă vă duceți și dumneavoastră și vedeți, păi dincolo i-ar închide. Nu păi că de ce le nu dă închid? Amendă. De ce nu închid? Păi de ce? Păi de ce? De ce? Pentru că fac parte dintr-un grup. Parcă nu și știi, grupul parcă unde trăi, e grupul? Parcă ai trăit în altă lume, stimată doamnă, n-ai trăit printre... Păi nu, domnul Popeangă, că asta încercam să vă spun. Astea trebuie stopate. Tocmai ce v-am spus mai devreme, că asta îmi doresc trebuie să rămân stopate. Aici, eu am, în țară. Eu am convingerea, după cum văd că am convingerea că o să înceapă niște lucruri și trebuie să răspundă. Despre sănătate și învățământ, ce ne puteți spune? Păi, deocamdată eu aș vrea să văd
ce este prevăzut în 2020 pentru învățământ și pentru sănătate ca resurse financiare. Eu vreau să vă spun foarte sincer. Trebuie făcute niște reforme. O, de când auzim povestea păi aceasta nu, cu reformele când doamna, și cred că am mai discutat-o... Vreți să vă spun o chestie. În învățământ, funeriul pe care, sigur, nu-l suportă mulți, eu am avut câteva discuții cu acest domn, a scos o lege 1, lucrată de specialiști, care introducea principiul meritocrației în învățământ și care a deranjat grupurile de interese din învățământ. Doamnă, în învățământ și sănătate se vehiculează sume imense. Imense! 3-4%, 2-3-4% din PIB sunt sume imense. Da? Bun. Și interese imense. Vreau să vă spun o chestiune, că acea lege, după codul fiscal, a suferit cel mai multe modificări. De ce? Pentru că a început să deranjeze niște grupuri. De la învățământul preuniversitar până la învățământul universitar. Și s-a ales praful. Eu vă spun, dacă nu încercăm să facem, să transformăm învățământul din învățământ informal în învățământ formativ, nu facem nimic. Ne mirăm că avem 42% analfabeti funcționali. E firesc, domnule, dacă nu înțelegem. Dom'le, când îl formez pe un tânăr, să știe că a învățat în școala respectivă niște lucruri pe care le poate și aplica. Nu numai să-i dăm o groază de informații și unele din ele le înțelege, unele păi, sunt dintre oamenii, vă spun eu, la nivel înalt, care citesc niște lucruri și dacă îl întreb ce a înțeles din ce a citit acolo, vă mărturisesc sincer că unele cuvinte nici nu le știau semnificația. Bine, voi să... Atunci despre ce vorbim? Astea sunt în sănătate. Eu vreau să vă spun, eu am avut o discuție cu fostul ministru al sănătății, Eugen Nicolaescu, cu care eram în niște relații mai apropiate, fiind vicepreședinte al Comisiei de Buget Finanțe. Și când a ajuns ministru, la 2 săptămâni sau o lună de zile, m-am dus până la dumnealui la cabinet și am spus, domnul ministru, dom'le, încercați, dom'le, să separați medicina publică de medicina privată. Iar alte interese, nu? Păi a făcut un studiu și a spus, dom'le, ca să dau salarii așa cum sunt dincolo și cum sunt acum salariile în sistemul respectiv. Să asigure condițiile, că nu e suficient să dai numai salarii, doamnă, dacă n-ai și condiții cu care să lucrezi. Și am văzut niște medici, într-adevăr, cu coloană vertebrală, care nu... Și au spus, domnule, degeaba îmi dai mie dacă nu-mi dai cu ce să lucrez. Medicina o fac pe om și eu trebuie să am materiale, da? Deci ca să asigure niște condiții și de salarizare și condiții materiale, putea să financeze statul din 400 și ceva, dacă mai rețin bine, oricum, nu putea să financeze în medicina publică între 80 și 100 de spitale. Și aici, sigur, se referea la, mai ales la spitalele mai mici, da? Dacă ținea cont și de fondurile europene și să creeze și spitalele acelea regionale, sigur că acele spitale puteau fi finanțate. A făcut studiul ăsta, s-a dus cu ideea. Știți ce i s-a spus de la un nivel înalt de tot? Altceva n-are de făcut. Asta e problema, doamnă, pentru că lovești. Și când lovești în niște grupuri, păi, sigur din ce îmi spuneți dumneavoastră, noi nu o să mai scăpăm vreodată de aceste grupuri. Ba da. Eu sunt absolut convins. Păi cum, dacă interesele lor sunt atât de mari și reușesc să conducă odată, o țară, când vor fi oameni, când vor fi oameni, știți când, doamnă? O spun foarte deschis, eu am trecut prin această chestiune. Când vor fi oameni care să conducă în România, care nu sunt legați de grupuri de interes. Și eu, din câte mi-amintesc, și o spun deschis și tranșat,
s-ar putea să crești și o vâlvă. Eu, din câte mi-amintesc, actualul prim-ministru nu este legat de niciun grup de interes. Din câte mi-amintesc. Să fie tare, să reziste și să ia niște decizii curajoase, domne, dacă într-adevăr se dorește să se modifice niște lucruri. Mă uitam la, dumneavoastră vă dați seama, la ministrul de interne am văzut o declarație a dumnealui, domne, zice, domne, ce zic generalii? Miniștrii sunt trecători sunt turiști prin Ministerul de Interne. Uite că nu trebuie să fie supărare. Păi nu trebuie să fie supărare. Uite că e un ministru acum la interne care vrea să ia taurul de coarne, domne. Păi și cine îl reține? Păi nu reține nimeni. Păi și le-a. Gândeam și eu. Ei, asta, aici trebuie niște oameni care să poată să ia taurul de coarne și să rezolve niște probleme și să aliniază. Știți cum se aliniază toată lumea? Da, o dezvoltare a județului Gorjoveneți în... Nu. De ce? S-au pierdut niște momente, stimată doamnă. Și am să vi le enumăr. Și niște momente când aveam un om extraordinar de important, votat 4 mandate în județul Gorj, care era prim-ministru la acea vreme și se numea Victor Viorel Ponta. Stimată doamnă, pe timpul lui s-a făcut master planul. Noi trebuia să fim, era studiu făcut de fezabilitate la Ministerul Transporturilor cu autostrada de la Deva, Târgu Jiu, Craiova-Bechet, care lega tot transportul din sud, la Deva se bifurca spre Oradea sau spre Nădlac, da? Nu s-a prins. Eu am făcut interpelare ministrului rus și mi-a spus că nu i-a zis nimeni. Și le-am făcut și o declarație politică, e pe Facebook-ul, pe site-ul Camerei Deputaților, mă rog. La noi în Gorj nu avem un parc industrial, nu vechitura aia de la Sadu. Nu avem un parc industrial. Eu am făcut cu colegul meu Nosa de la Sălaș, am făcut, l-am ajutat, am fost cu el pe la ministere, dacă aici nu s-a vrut, și a făcut parc industrial, 4500 de locuri de muncă a creat în Sălaș. La noi nu avem parc industrial. Zona metropolitană noi nu avem, da? Puteam, de exemplu, dacă astea la Stănești, acolo unde a fost aeroportul ăla, să facă 5-6 piste și 10 hangare pentru avioane ușoare. Le legai, veneau aici, se duceau la Rânca, deci multe posibilități de dezvoltare. Noi n-aveam, când am fost la Agenția de Investiții Străine, n-aveam o ofertă depusă și din acum de ce din județ. Este prea târziu? S-a pierdut. Toate etapele astea sunt pierdute. Noi acum în județul Gorj, mai la mod așa, terminăm și ce am avut. Am avut și noi o direcție de drumuri la Consiliul Județean. Am falimentat-o, domnule, că trebuia să ia alții lucrările. O direcție care eu știu, am fost acolo în Consiliul de Administrație și care se dezvoltase și care făcea lucrări de calitate și care răspundea la comenzile județului, care cine a fost deștept, da, au menținut-o și o avea la... Acum mai nou avem o firmă de colectare a deșeurilor pe la Cărbunești, vrea să o termine și pe aia să vină nu știu cine, firma unui mare fost senator și așa mai departe. O firmă care merge foarte bine, domnule, care are stații de sortare. Păi n-a spus dumneavoastră că instituțiile statului lucrează? Păi lucrează, da. Păi lucrează, de instituțiile statului lucrează. Care-i problema? Nu, ați înțeles, nu? Bravo! Dacă ați înțeles că lucrează, lucrează. Deci noi Gorjul am pierdut. Acum mai avem complexul energetic Oltenia. Aici dacă nu reușești să găsească o schemă de ajutor pentru certificatele de CO2, complexul energetic dacă am văzut o declarație a unui lider de sindicat, contest pe informațiile lui, la 1 iunie va intra în faliment. Asta este, că nu se mai poate să funcționeze. Dacă am informațiile exacte, nu știu. Spuneți-mi și mie ce alternative avem noi. Nu știu, Brâncuș, turism? Păi, am făcut ceva? Dumneavoastră puteți să cazați. Uite, vă dau eu un număr de telefon de la un agent de turism care vrea să aducă 200 de nemți să vadă operele lui Brâncuș, dar vor să fie cazați toți
La un hotel de 4 stele. 200 de turiști vreți? Da. Mă mai gândesc. Ai, și în ce autocare? Păi, păi despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Doi, în loc să fi dus stadionul sus, ca să deschidem acolo o zonă, eu știam de la colegii mei de prin București că mă întrebau, bă, pe la voi pe acolo, uite, am niște prieteni care vor să facă un hotel, că e zonă turistică, cu rânca, cu toate chestiunile astea, un hotel de 300 de locuri, de 4 stele. Unde să-l duci, bă, fratele meu? Dacă dezvoltai acolo zona, duceai stadionul, făceai sala sporturilor, făceai acolo magazine, un hotel, dezvoltai și tu, aveai și tu. Deci, de acum nici de asta nu sunteți mulțumit. Trebuie să vă mai invit la o altă emisiune, că păi, de-abia ne-am apropiat. Nu m-ați întrebat ce șansă are de dezvoltare Gorjul. Spuneți-mi mie, în afară de tânărul... Păi nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți că... Păi nu, în afară de tânărul de la Rovinal, în afară de tânărul Filip... Reporter, mă întrebați pe mine și atunci o să vă spun la ce mă gândesc. Bun, în afară de tânărul Filip de la Rovinal, care s-a zbătut acolo, mă rog, n-a avut nici el niște terenuri, nu știu păi ce... Păi nu aveți domnul Popeangă, primar PNL la Târgu Jiu. Mulțumesc frumos pentru... Ba avem, bă, emisiunea din această și seară. O să se zbată să facă o parc industrial, să facă o zonă metropolitană, dar în altă conjunctură, că acum foarte mulți primari nu vor din zona asta. Mulțumesc frumos, domnul Popeangă. Și eu vă mulțumesc foarte mult, toate cele bune. La revedere, dragi telespectatori.